Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Ne aflăm în incinta Facultății de Teologie din București, în prezența părintelui decan Constantin Preda. Bun găsit, părinte decan. Bine. Pogoarea Duhului Sfânt, o sărbătoare esențială, importantă, covârșitoare pur și simplu. Aș vrea să vă întreb, în afară de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, cel care a scris în Faptele Apostolilor despre pogoarea Duhului Sfânt, mai avem o altă mărturie credibilă pentru acel moment? Pentru manifestări ale Duhului Sfânt, sigur, Cartea Faptele Apostolilor este excelează. Însă există, sigur, în Sfintele Evanghelii, diferite lucrări ale Duhului Sfânt și în care Mântuitorul este cel care dăruiește pe Duhul Sfânt apostolilor. De exemplu, există o cincizecime ioaneică, am numit-o noi în Evanghelia de la Ioan, când după înviere Mântuitorul îi găsește pe apostolii zăvorâți de frica iudeilor, intră prin ușile încuiate și îi îmbărbătează și suflă în fețele lor și le spune: luați Duh Sfânt. E un fel de recreare a lor și de reîmbărbătare a lor după ce își pierduse credința în el în Vinerea Mare. Aceasta este o, să spunem, legată de noua misiune după învierea apostolilor, de li s-a dat puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor și au primit această abilitare de a fi trimișii săi. Însă, din punct de vedere, perspectiva oferită de Sfântul Luca în Faptele Apostolilor este una istorică. Era o sărbătoare a evreilor, cincizecimea, o sărbătoare de pelerinaj, unde evreii vin din toată lumea cunoscută de atunci a Imperiului Roman în pelerinaj la Ierusalim. Comemorau în perioada Mântuitorului, de fapt, darea legii pe muntele Sinai. Și veneau din toate zonele. Ei, în acest moment, Mântuitorul Hristos împlinește o făgăduință dată apostolului înainte de pătimirea sa, că nu o să-i lase orfani după despărțirea fizică de el după înălțare, ci va asista prin puterea Duhului Sfânt. Mângâietorul, pe care îl numește Mângâietorul. Și are loc această minune a pogorârii Duhului Sfânt peste ucenici împreună, peste apostolii adunați împreună cu Maica Domnului, și într-o formă sensibilă se manifestă Duhul Sfânt, dacă la creație se plimba deasupra apelor sub forma unui porumbel sau la botezul Mântuitorului, de data aceasta se manifestă ca un vuiet de vânt și sub forma unor limbi de foc, și este, să spunem așa, Duhul Sfânt pogoară peste cei adunați acolo, peste apostoli, dar este, însemnătatea este că se dăruiește întregii biserici, pentru că acolo apostolii adunați în jurul Maicii Domnului constituie în esență nucleul viitoarei biserici care se va dezvolta în istorie. Și după aceea, Cartea Faptele Apostolilor, pe lângă această cincizecime a iudeilor, să spunem, pentru că majoritatea acolo erau iudei, femei, copii, apostolii, comunitatea și acelor care se vor boteza imediat după predica Sfântului Petru, Sfântul Luca descrie cincizecimea samarinenilor și cincizecimea păgânilor, când primul păgân, Corneliu, cu familia sa, peste ei se pogoară Duhul Sfânt. Și Petru nu înțelegea cum se poate lucrul acesta și arată că Duhul Sfânt nu poate fi confiscat sau nu poate fi amanetat. Suflă unde vrea el. Da, de o structură, da, chiar eclesială, care e omenească. Duhul Sfânt suflă unde vrea și are această libertate suverană, pentru că el vine de la Dumnezeu și Dumnezeu este cel care îl dăruiește, este dăruitorul. Părinte profesor, dacă la acea cincizecime ioaneică Hristos a venit și a suflat peste ei Duh Sfânt, practic doar șuvița de păr li s-a mișcat apostolilor, fără să fie o transformare evidentă a lor, în acest caz, în cazul pogorii Duhului Sfânt, oamenii s-au transformat, apostolii s-au transformat în mod vizibil. Cum înțelegem asta? Sunt legate, pentru că și atunci, la cincizecimea de după înviere ioaneică, Mântuitorul i-a întărit și i-a îmbărbătat și le-a dat această putere și din oameni fricoși au devenit oameni curajoși, iar Cartea Faptele Apostolilor ne arată că după pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime la Rusalii, la Ierusalim, ei toți au devenit martori și mărturisitori a învierii Mântuitorului Hristos,
metaparesia, cu multă îndrăzneală, adică cu libertatea și franchețea omului care n-are nimic de pierdut și spune totul. Bărbații ai Duhului. Și această abilitate au primit-o datorită pogorului Duhului Sfânt. Și ei au înfruntat toate primejile, toate persecuțiile venite fie din partea Sinedriului, fie din alte zone atunci, datorită puterii pe care au primit-o la cinzecime, de a fi martori. Și ei mărturiseau că am stat cu Hristos la masă, noi am mâncat și am băut cu El la masă și noi suntem martorii tuturor acestor evenimente. Au început să spună tot, cu alte cuvinte. Să mărturisească tot adevărul. Voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți și noi suntem martorii acestora. Părinte profesor, revin la întrebarea inițială. În afară de apostolul și evanghelistul Luca, a mai consemnat cineva în istorie, poate într-o evanghelie apocrifă, care se apropie de aceste descrieri? Din câte știu eu, nu. În mod, să spunem... Deci avem o singură sursă. O singură sursă din perspectivă istorică, pentru că Luca este primul istoric, să spunem, al bisericii înainte de Eusebiu de Cezarea, și el consemnează aceste manifestări ale Duhului Sfânt. Sigur, este Sfântul Pavel care în comunitatea de la Corint vorbește despre darurile Duhului Sfânt sau despre harisme, tapnevmatica. Există un singur Duh Sfânt, dar există o varietate și o diversitate de daruri duhovnicești. Iar noi, în baza botezului, am primit iotesia, spune Sfântul Pavel, adică înfierea, și am devenit fii după har. Și nouă ne este dat să creștem în harul Duhului Sfânt și în cunoașterea, bineînțeles, și iubirea față de Dumnezeu. Părinte, cum se cunoaște într-un creștin că a rodit Duhul Sfânt? Că se văd roadele Duhului Sfânt. Care este semnul? Sfântul Pavel ne spune foarte clar în finalul epistolei către Galateni, în capitolul 5, dacă nu mă înșel, există roade ale Duhului și acestea se văd la oamenii înduhovniciți. Pace, liniște, bunătate, mărinimie, altruism. Sunt o serie de daruri care se manifestă și înfloresc în omul care se deschide lucrării Duhului Sfânt. Coincid cumva cu fericirile pe care le-a enunțat Hristos pe muntele fericirilor? Într-un fel, fiecare fericire este un dar. După momentul pogorii Duhului Sfânt peste apostoli, aceștia s-au transformat în mod evident, aveau o altă alonjă publică, asta este cert, iar oamenii s-au mirat când i-au văzut, pentru că îi știau într-un fel și au găsit că sunt în alt fel. Practic era o transformare evidentă, o schimbare de paradigmă personală. Așa mărturisește și troparul vechi al bisericii, că din păgânii a arătat mucenii și din pescari apostoli. Asta este transformarea pe saltul care... Uriaș, saltul uriaș, ontologic, dacă vreți. Pe care l-a făcut pogorea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, noi suntem vase receptori ai lucrării Duhului Sfânt și sigur depinde și de vas. Sfântul Pavel a fost ales să fie vas ales de Dumnezeu în care Duhul Sfânt a lucrat și și-a schimbat întreaga atitudine din persecutor al bisericii, el a devenit apostol al neamurilor, să cheme neamurile, păgânii, de la întunericul necunoștinței la lumina credinței. Și acest lucru l-au făcut apostolii. Ei, în cartea Faptele Apostolilor, erau mirați membrii Sinedriului, cum acești pescari simpli, galileieni, nu îi știm noi, că n-au învățat nicăieri, de unde pot ei să vorbească în alte limbi străine? Dar acesta a fost o minune a Duhului Sfânt. Pe lângă faptul că s-au exprimat și în alte idiomuri, este și un dar pe care lasă Sfântul, ca să înțelegem, o minune auditivă. Dumnezeu în lucrarea sa le-a dat celor prezenți acolo capacitatea de a auzi fiecare în limba sa, propovăduirea apostolilor. Părinte profesor, mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte și pentru această ediție. Dragi prieteni, un praznic luminat tuturor!